Și ne reîntoarcem la Zizica la bucătărie, care are și astăzi un invitat. E ultimul tău invitat, Zizi, ai grijă ce faci cu el. Așa este, și ce invitat, Nati. Îmi face mare plăcere să-l prezint astăzi pe șef Vitalie Pazurati, care vine de fiecare dată la noi cu mult drag, nu? Neața, Zizica. Și ce rețete ne pregătești. Mult drag, sigur. Ești expert în bucătăria asiatică, ce ne pregătești? Mulțumesc. Deci astăzi vă voi pregăti o supă de crab și legume sote în sos tonkatsu. Da, pentru aceasta avem nevoie de carne de crab, tentacole de caracatiță, smântână de gătit, lapte de cocos și paste de crab pentru supă. Și pentru legume, legume la dorință. Eu am ales vinete, dovlecei, morcovi. Păi, să vedem ce dorință ai avut azi. Ciuperci și broccoli. Și pentru un gust mai accentuat am ales și alge wakame. Fuierul wakame. Aceste alge le găsim în supermarket? Da, sunt în magazine, sunt formă uscată. Nu prea au gust așa la propriu. Sunt, de ce le folosești? Sunt foarte bune pentru sănătate. Da. Sunt sănătoase, am înțeles. Așa. Sunt recomandate și femeilor gravide sau da. Nu am cred da? Că da. Cred că sunt, da. Sunt naturale, 100%. Atunci e bine, oricum tot ce faci tu e delicios. Da. Hai să ne apucăm și de treabă, cu ce începem. Deci vom începe cu supa de crab. Pentru asta voi tăia caracatița. Arată așa. Foarte bine, sincer, caracatița. Da, caracatița este gătită. Este fiartă. Da, păcat că nu am voie. Știi că femeile exercitate nu au voie fructe de mare și pește. Așa. În perioada sarcinii. Asta avem. Într-o cratiță vom pune lapte de cocos. Ajută-mă să pornim da, plita. Da, bineînțeles. Vă te ajut eu pe tine. Așa, la ce temperatură? Smântână de gătit. Tăi la 5. Da. Așa. Smântână de gătit. Îmi place să fiu asistenta ta, mai ales că este ultima oară când fac acest lucru. Sper să nu fie ultima. Ne revedem. Cu mare drag. Și oricum o să te vizitez la tine la restaurant, așa că e ok. Pasta de crab, produsă prin fermentare. O găsim în magazine. Doar două lingurițe? Da, e foarte concentrată și e sărată. Și cum? Ce gust are pasta asta? Un gust, arată cam un ciudat. Gust foarte puternic de crab. Am înțeles. Așa. Arată foarte bine vezi. Acum că ai... Așa, bun, și un pic ce? De apă, un pic de apă. Trebuie să fiarbă. De ce trebuie să pui apă? Să fiarbă? Da, pentru că e prea consistent așa, fără apă. Am înțeles. Noi rămânem aici la bucătărie cu pasta ta de crab da. Și vreau să văd ce facem în continuare, dar până atunci vreau să vedem cele mai picante știri din show.